este poate cea mai bună ocazie să înțelegem harul lui Dumnezeu, harul divin. Noi operăm cu o serie de termeni teologici și ni se pare totul normal și uneori termenii aceștia nici nu ne mai străduim să-i înțelegem. Îi folosim, vorbim despre ei, dar profunzimea lor ne scapă de cele mai multe ori. Aș vrea să vă dau o mică ilustrație ca să înțelegem harul nemăsurat pe care Dumnezeu ne l-a arătat în Hristos când prin jertfa sa de la cruce El a ispășit păcatele noastre. Nu numai că păcatele noastre au fost iertate, dar peste întreaga noastră viață acum scrie neprihănitul lui Dumnezeu. Suntem neprihăniți, suntem fără greșeală în Hristos, pentru că El a plătit vina păcatelor noastre. Haideți să facem presupunerea că sunt un very bad driver. Okay? Acum, nu e chiar așa adevărat că m-am străduit de-a lungul anilor să conduc bine, mai ales de la anumită vârstă încep să am grijă de viteze, să stau la limita vitezelor, opresc la stopuri, mă uit unde sunt. Norocul meu că mă mai ajută și nevastă, mi-a spune, vezi că este un stop, și atunci, cu ajutorul șoferului din partea dreaptă, mai opresc. Dar să presupunem că am un cazier teribil, amenzi peste amenzi, și cunoașteți oameni de genul ăsta, nu? Eu am cunoscut pe cineva care aproape în fiecare lună lua câte un tichet. Cum așa? Zice, iar nu l-am văzut pe polițist. Unii oameni nu se uită la semnele de circulație, se uită unde e polițistul și dacă nu-l vezi, ai încurcat-o. Și haideți să presupunem că sunt un asemenea șofer. Nu-l văd pe polițist, iar ia o amendă, încă una. Compania de asigurări îmi trimite o hârtie în care spune, that's it, s-a terminat. Disperat acum că nu mă mai altă companie, nu? Dacă ăștia mă aruncă afară, că și așa m-am dus la, nu? Geico, șopârl asta. Dacă și ăștia mă dau afară, cine mă mai ia, domnule? Nu mă mai ia nimeni. Mă duc în audiență la cel mai mare de la compania de insurance. Ăsta se uită la mine, îi cad cu tronc, mă aude că sunt și român, cine știe. Vrea să mă ajute omul. Vrea să mă ajute. Și spune așa, domnule, eu nu pot, aș vrea să te ajut, îmi ești simpatic și vreau să te ajut. Și eu zic, nu, slavă Domnului, atunci a dat dosarul ăla, aruncăm la coș, totul. Și zice, nu pot să fac chestia asta. Nu pot să aruncăm dosarul la coș. Indiferent cum aș vrea eu, nu pot să compromit standardul firmei, nu? Principiile după care noi funcționăm. Păi dacă îndoi lucrurile cu tine, trebuie să mă îndoiesc cu toți ceilalți și atunci firma noastră s-a dus pe copcă. Nu pot. Păcatul e păcat, nu? Tichetul e tichet. Atunci, el merge în continuare și spune, nici nu pot să fac chestia asta, pentru că dacă aș face asta pentru tine, tu ai face mai multe, ai face accidente, ai conduce fără grijă de azi înainte, nu e așa? Pentru că dacă nu ai nicio consecință, nu? Poate să vină amenzile câte vrei, insurance-ul e același, n-am treabă cu el. Dar zice, am o soluție pentru tine. M-am gândit foarte mult și am o soluție pentru tine. În magazia noastră de date, așa, a firmei, este cineva cu un record absolut curat. N-a avut nici măcar un tichet de parcare. Toată viața a avut un record perfect. Și ne-am gândit să luăm dosarul ăla și dosarul tău și să schimbăm numele. Punem numele tău pe dosarul ăla și numele lui ăla pe dosarul tău. Persoana aceea ia dintr-o dată toate amenzile tale, tot recordul tău, absolut tot, și așa e curată, și o să plătească. Bineînțeles că o să spun, domnule, dar cine e ăla, domnule? Cine poate fi un asemenea om? Ăla e normal? Nu?
Cine poate să facă treaba asta? Și șeful firmei de asigurări spune, eu. Eu m-am hotărât să fac asta pentru tine. Acum imaginați-vă că eu ies afară de la întâlnirea aceea și încep să spun la toată lumea că am un record perfect. În viața mea n-am avut niciun accident, niciun tichet, niciun polițist nu m-a fluierat. Nu? Și oamenii vor întreba, dar cum ai reușit asta? Dacă sunt mândru și îngânfat, îmi spun, nu a fost ușor, dar am muncit, am fost... Dacă sunt sincer, voi spune, e numai harul. Numai harul. Cineva a hotărât să plătească totul în locul meu. Cineva și-a asumat toate păcatele mele. Înțelegeți acum ce a făcut Hristos pentru noi? A luat toate păcatele noastre asupra Lui, a schimbat dosarul, dosarul nostru cu toate mizerile care le-am adunat de o viață întreagă, și a pus numele Lui. Și le-a luat asupra Lui, s-a dus la cruce cu ele, a murit din pricina păcatelor noastre. În momentul acesta, Dumnezeu rămâne și drept, pentru că a respectat regulile, nu? Ca și șeful de la asigurări, a respectat regulile firme, nu le-a încălcat absolut deloc. Dar rămâne și bun, pentru că iartă și trece cu vedere greșelile noastre, asumându-și greșelile pe care noi le facem. Cina Domnului este un asemenea moment în care trebuie să ne aducem aminte de acest har care ni s-a dat. De jertfa lui Hristos în locul nostru. Faptul că a schimbat dosarul neprihănirii sale, în el nu s-a găsit nici măcar urmă de păcat. Și el, care n-a avut niciun păcat, a luat asupra lui toate păcatele noastre. Toate păcatele noastre. Cina Domnului este momentul în care apreciem această jertfă a Mântuitorului, ne aducem aminte de ea și devenim mai recunoscători lui Dumnezeu pentru harul acesta bogat care El ni l-a dat. Pavel Apostolul scrie în 1 Corinteni, capitolul 11, despre cina Domnului și scrie cu ocazia unui dezastru care s-a întâmplat în Corint. Vedeți că și nenorocirile ajută la ceva, nu? Dacă nu s-ar fi întâmplat în cazurile astea în Corint, nu am ști mare lucru despre cina Domnului. Pentru că singurul pasaj din Scriptură care ne dă detalii despre cina Domnului este legat de neregulile care erau la cina Domnului într-o biserică din Corint. S-a corupt momentul acesta solemn în Corint. În loc ca oamenii să se adune la oaltă, să fie uimiți de harul pe care Dumnezeu l-a dat prin Hristos, nu? Li s-a iertat toate păcatele fără ca ei să facă nimic. Oamenii se adunau la oaltă și au pervertit scopul cinei Domnului. Sunt patru păcate foarte mari care s-au comis în biserica din Corint în legătură cu cina Domnului. Patru abuzuri, dacă vreți, ale cinei Domnului în biserica din Corint. În primul rând, erau partide în biserica aceea. Biserica era împărțită în partide. Era dezbinare, diviziune, o dezordine spirituală serioasă în biserica aceea. Oamenii erau împărțiți. Unul era al lui Petru, unii al lui Pavel, unii al lui Apollo și erau unii foarte duhovnicești și erau lui Hristos. Acum Pavel, Petru, Apollo și Hristos cred că se înțelegeau la oaltă. Nu era o problemă între ei, nu? Dar cei care îi simpatizau pe ăștia diferiți, nu se înțelegeau la oaltă. Nu era pace și liniște în biserica aceea. Tulburări, vorbire de rău, mândrie, egoism, neînțelegeri. Interesant că însuși Apostolul Pavel, când scrie despre evenimentul acesta din Corint, zice, trebuie să fie și partid între voi, ca să iasă la lumină, nu? Ce?
ce este bun. Da, iese la lumină și ce este rău, nu-i așa? Atunci când există dezbinare într-o comunitate. Partidele acestea scot în evidență pe oamenii autentici, pe oamenii adevărați, pe creștini adevărați. Și în același timp îi demască și pe cei care nu sunt adevărați. Este o atenționare din partea Apostolului Pavel de mai multe ori în epistolele sale asupra pericolului dezbinărilor din biserică. Și este normal să existe puncte diferite de opinii despre mai multe lucruri. Este normal să avem opinii diferite. Nu este normal însă să nu știm să ne le rezolvăm. Asta nu este normal. Toată lumea greșim, toată lumea spunem ce nu trebuie, avem atitudini care nu trebuie și uneori interpretarea cuvintelor noastre sau a limbajului trupului nostru este perceput foarte diferit. Eu am fost speriat de cineva care scria că atunci când noi comunicăm ceva, limbajul trupului nostru contribuie la comunicare mult mai mult decât cuvintele noastre. De fapt, cei din antichitate spuneau că există trei lucruri extrem de importante în comunicare. Numărul unu, zicea, este etos. Cine ești tu? Istoria ta, originea ta, recordul vieții tale, ăsta vorbește prima dată. Și vorbește cel mai tare. În al doilea este patos. Câtă pasiune pui în ceea ce spui? Nu? Mai ales la noi, la români, funcționează foarte bine. Zice, a zis tare. Nu? Și minciunile spuse tare sunt mai ușor de crezut. Și apoi există, în ultimă instanță, există logos, ceea ce spui, cuvântul care îl spui. Ăsta este cel mai puțin. Dar există limbajul trupului, nu? Cum? De cele mai multe ori am suferit în viață pentru că oamenii au auzit mai mult modul în care eu spun, nu ce spun. Deci era furios, era roșu ca racu, era negru ca... Știți dumneavoastră cine e negru. Și atunci, modul în care te percepe lumea, nu? E mai... cu mai mare impact decât cuvinte care le-ai spus. Poate că n-ai spus mare lucru, dar ai arătat rău, nu? Și este normal să te prinde cineva pe picior greșit, să spui ceea ce nu trebuie, nu? Sau să spui cum nu trebuie, să iei vreo culoare din asta care nu place, nu? Care nu e la modă. Și atunci, dacă este uman să comitem erori, dumnezeiesc este să le iertăm, nu? Să le îngăduim, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă aveți pricină, nu? Iertați-vă unii pe alții, spune Sfânta Scriptură. E bine, corintenii nu au învățat treaba asta. Se divizau imediat, ei, ăia care sunt al lui Petru în camera asta, ăia care în camera cealaltă. Se separau pe simpatii. A doua mare greșeală la cina Domnului este că în ciuda dezbinărilor, ei se înșelau, se auto-înșelau crezând că este corect așa, este bine așa. Nu? Sigur că da, noi întotdeauna avem dreptate. Ăialalți sunt greșiți, nu? Ăialalți sunt greșiți. Ba, ăialalți să-și ceară iertare prima dată, nu? Și atunci ei, fiecare se credea în regulă. Ăștia lui Apollo, nu? Baptistul ăsta, cum zic pentecostale despre bietul Apollo că e baptist, o să avem probleme cu el când o să ne întâlnim, că nu era. Nici pentecostal nu era. Era creștin. E? Ăștia lui Apollo, ăștia să stea pe coridor. Nu? Că ăsta nu-i de-al nostru. Ăsta a venit din Egipt. Am auzit, domnule, că au fost și prin Egipt. Din Egipt vine, de la Alexandria. Tobă de carte, să separau pe simpatii, dar în același timp să disprețuiau bazați pe simpatii și credeau fiecare că sunt bine, că sunt ok așa.
A treilea lucru foarte serios este egoismul și neglijența altora la cina Domnului. Pe vremea aceea, cina Domnului era în fiecare zi. Și eu înclin să cred, după textele Scripturii, că intenția Mântuitorului n-a fost să facem un eveniment așa odată pe lună, ci El când zice, ori de câte ori mâncați din pâinea asta. Wow! Ori de câte ori. Eu cred că Domnul a vrut, ori de câte ori stăm la masă și frângem pâinea, să ne aducem aminte că El este adevărata pâine. Asta ar fi ca prea de tot, nu-i așa? E mai ușor să faci o ceremonie odată pe lună decât să-ți aduci aminte la fiecare masă. Unii dintre noi ne aducem aminte, era greu să ne și rugăm la masă, nu? Am văzut o știre recentă și nu știu unde e restaurantul ăla că m-aș duce. Ownerul unui restaurant întotdeauna dă un discount până la 15%, mi se pare, sau cât era, 15%, la aia care se roagă în public, înainte să mănânce. Wow! Scria pe nota de plată, ok? S-a rugat în public, 15% discount. Wow! Cred că noi am duce și facem niște rugăciuni foarte lungi. Nu? Este o chestie extraordinară. Nu? Unii nici măcar pentru bani nu ne mai rugăm, pentru discount nu ne mai rugăm la masă, nu? Eu cred că Domnul a vrut să lege evenimentul acesta al jertfei sale, aducerea mintea a ceea ce s-a întâmplat la cruce, a harului nemăsurat care ni s-a dat, de pâinea cea de fiecare zi. E bine, egoismul și mândria i-a separat pe corinteni și aici. Se adunau la masă în fiecare zi și aveau agape. În fiecare zi se duceau la agape. Agape ca și sărbătoare, ca și masă, masă de dragoste. Mâncau împreună. Și fiecare ducea de acasă ce voiau să mănânce împreună. Și au observat cei bogați că nu este prea ok, nu, să împartă curcanul cu săracul ăla care a dus, ce știu, o bucată de slănină. Dacă a dus. Erau săraci care nu aveau nimic de dus la masă de dragoste. Și atunci bogații au zis, bă, să nu ne încurcăm noi cu sărăcimea asta care toți vin aici numai să mănânce, hai să ne adunăm noi în sala asta și aici nu intră decât ăia de-a lui Pavel, nu? Și care au curcan. Și s-au separat unii de alții. Săracii erau dați la o parte și bogații se desfătau cu mâncărurile care le-au dus de ei de acasă. Și Apostolul Pavel spune, da, voi n-aveți unde să mâncați? N-aveți case unde să mâncați? N-aveți dining room acasă unde să mâncați? De ce veniți să faceți show din mâncărurile voastre ca să-l umiliți pe sărac încă o dată, nu? Să mai sufere asta încă o dată, că e sărac. Diviziunile acestea erau legate acum de statutul social. Ăia cu bani, cu bogații, mâncau mâncărurile separate. Și apoi există în al patrulea rând un abuz față de sanctitatea bisericii. Ăștia, după ce mâncau bine, nu trebuia să bea și ceva să anuleze grăsimile și să îmbătau, efectiv să îmbătau la cina Domnului. Pavel spune, unii sunt beți, la cina Domnului sunt beți. Dezonorau, desacralizau momentul acesta prin giftuire cu mâncăruri, prin umilirea celor săraci și prin băutură. Cred că ăștia nu împărțeau între ei un păhărel de vin, ci împărțeau sticle de vin sau ulcioare de vin. Nu? Și atunci Apostolul Pavel îi mustră pe oamenii aceștia și le spune, voi n-aveți unde să beți și să mâncați, de ce nu o faceți acasă? De ce o faceți la biserică? Să-l umiliți pe cel sărac și apoi să desacralizați întâlnirea asta care există a fraților împreună.
Motivul pentru care Apostolul Pavel scrie textul acesta despre cina Domnului și ne dă foarte multe detalii și este singurul loc din scrierile Apostolului Pavel în care avem detalii cum are loc și să ține cina Domnului, este pentru că erau aceste patru mari abuzuri în biserica din Corint. Să vii să fie Domnul că n-am moștenit aceste lucruri și să ne rugăm Domnului să nu pătrundă în biserica de astăzi. Pavel atrage atenția în versetele 27 și 30 din textul din 1 Corinteni, capitolul 11, despre pericolul de a sta la masa Domnului în chip nevrednic, necuvincios. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși, bolnavi și nu puțini dorm. Acum, expresia aceasta, nu puțini dorm, ar vrea să o vedeți în altă lumină. În Noul Testament, când este vorba despre moarte, se vorbește despre somn. Să știți că cuvântul lui Dumnezeu aici e foarte dur. Nu spune că unii dorm, moțe la biserică, nu? Dorm la predica fratelui Lascău. Nu. Pavel spune, Domnul i-a lovit și le-a luat viața. Au murit, între voi au murit mulți. Datorită acestui comportament, au murit mulți. Gândiți-vă la ultimele mormântări, spune Apostolul Pavel, să vedeți câți au adormit înainte de vreme. Pentru că au mâncat și au băut în mod nevrednic, au băut în mod abuziv, incorrect, s-au apropiat de aceste sfinte taine. Cred că atunci când Pavel spune să ne judecăm singuri, să ne analizăm înainte să participăm la cina Domnului, cred că ar trebui să trecem prin câteva check boxes. Nu? Haideți să vă dau numai câteva. În primul rând, cum stăm cu spiritul de dezbinare? Ce se întâmplă în inima mea față de ceilalți, față de frații mei în Hristos? Eu a cui sunt? Sunt a unuia mai mare decât sunt aia la alți? Nu cumva eu disprețuiesc trupul lui Hristos prin părerile astea înalte despre mine însumi, prin spiritul de dezbinare? Eu sunt penticostal, îi urâm pe toți. Credeți-mă, zilele astea, pentru că am publicat un mic articol despre vizita papei de la Roma la o biserică penticostală din Italia, am fost absolut șocat câtă ură există în pocăiții noștri împotriva catolicilor, de exemplu. Apoi am găsit pe unul care urește pe toți creștinii, până acolo încă îmi scria la un moment dat, zice, creștinismul este o invenție păgână. Wow, nu în momentul ăla, he's not my friend anymore, I block him. I-am atras atenția, zic, domnule, mai bine tăcem din gură să nu spunem prostii, nu râde lume de noi, l-am rugat, no way. Cum stăm cu spiritul de dezbinare? Noi urâm pe toți care nu sunt de religia noastră. Unde găsim asta în Biblie? Personal, eu cred că dacă papa de la Roma s-a dus să viziteze o biserică penticostală și să ceară iertare penticostalilor pentru prigoanele împotriva lor, a catolicilor de-a lungul secolelor, secolului, nu, de un secol suntem în coace, ăsta a făcut un lucru fantastic, istoric, nemaipomenit. Nu? Faptul că păstorul ăla penticostal a spus, noi nu mai suntem o religie protestantă în sensul că îi urâm pe catolici.
Eu nu vă pot povesti cât am suferit, pentru că, de exemplu, în Chicago, întotdeauna, când spuneam ceva de ortodox, nu le spuneam decât frații noștri ortodoxi. Oh, hai, să mă bată niște frați de-a noștri, nu? Folosesc asemenea cuvinte. Wow! Mare, ce păcat formidabil, domnule! Spiritul acesta sectarist, elitist, de dezbinare, îl cultivăm și ne se pare că este normal. Nu? Aia de la Happy Valley, aia de la Elim. Vreau să vă spun ceva. Ieri a venit să ne ajute la bucătărie fratele Ionuțescu. Nu? Știți cine l-a chemat să vină și ne ajute? Eu. Pentru că mi-am dat seama că mândria nu folosește la nimic. Absolut deloc. Nu folosește la nimic. Avem nevoie de un om care știa să facă ceva? L-am chemat și vine. Dă o mână de ajutor. Nu ne folosește la nimic mândria. Nu folosește la nimic. Spiritul elitist de dezbinare. Știți că asta este erezie? Partidele. Noi suntem mai decât voi. Nu există ceva mai urât la un creștin să spună I'm better than you. Eu sunt mai pocăit decât tine. De unde știi că este asta, Domnul? Ai găsit pocăimetru, ți-ai măsurat pocăința și exact cât îi și ai descoperit că ta e mai mare decât a mea? De unde treaba asta? Un spirit de auto-înșelare, ne mințim singur că este ok așa, e bine, sigur că da. Un spirit de egoism și indulgență, curcanul e a meu, slănina e a ta. Un spirit de beție, spunea fratele Crimnișoară, așa cu ofuri, zice, domnule, sunt devastat, a venit niște familii tinere la mine și nu mai venit la tine la biserică. Dar de ce? Zice, tu predici împotriva alcoolului. What's wrong with this? Păi ce, domnule, în America, la ora actuală, să bei e o chestie socială, normal, nu? Păi social, pe urmă, e și dansul, pe urmă, social e și bordelul. Cine toate sociale, în ultima instanță. Era speriat de chestia asta. De unde este spiritul ăsta? E spirit de beție. Un spirit de neglijare a celor săraci. Nu? Ne uităm de sus la ei, îi angajăm, îi plătim prost, îi exploatăm, vorbim de rău, nu-i vizităm, nu-i băgăm în seamă. Iertați-mă, mă rog Domnului să ne dea o soluție. Că dacă suntem aici în neighbor-ul ăsta și ne ajută Dumnezeu să facem bucătărie, măcar o dată pe săptămână să mergem cu un castron de la mare, de supă, de ciorbă, la homeless-ii care sunt în downtown Glendale sau în downtown Phoenix. Dacă și așa suntem buni la remodelare și deja știm să o facem, poate ne dă statul ăsta o building să facem o cantină pentru ei, unde să se adunăm, să le dăm de mâncare undeva. Nu? Eu cred că sunt soluții. Uitați-mă că am devenit emoțional când mă gândesc la lucrurile astea, dar este rolul bisericii. Când lipsește un spirit de reverență față de sanctitatea bisericii, față de sanctitatea întrunirii la cina Domnului, când lipsește grija și apreciere față de actul în sine a cinei Domnului, la asta trebuie să ne cercetăm, dacă trebuie să ne cercetăm. Pentru că o biserică întreagă din Corint, și scuzați-mă, era poate cea mai pentecostală dintre toate, aveau toate darurile, darurile Duhului Sfânt erau foarte apreciate în biserica asta. În ciuda
darurilor care existau în această biserică, existau aceste păcate teribile despre care scrie Apostolul Pavel. Haideți să ne pregătim pentru cina Domnului acum și împreună cu fratele Sandu, să-l invit aici în față, să ne împărtășim din Sfintele Simboluri care ne vorbesc despre harul nemăsurat al lui Hristos. Nu uitați,